Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă invit la coș de portocală confiate. Pentru aceasta avem nevoie de 500 de grame de coș de portocale pe care le vom curăța de pe portocale, vom îndepărta partea albă și le vom tăia fâșii sau cubulețe după preferințe. Le vom pune într-un vas cu apă rece pentru 24 de ore, iar în acest timp vom schimba apa din când în când, de cel puțin 3 ori. Apoi vom pune cojile la fiert în apă rece și le vom lăsa să fiarbă până când se vor înmoaie și furculița va intra ușor în ele. Apoi vom arunca apa. Thank you.
Separat, vă pregăti un sirop. Fiind o rețetă cu o proporție de 1 la 1, vom pune la fiert o cantitate de apă egală cu greutatea cojilor și cu gramajul de zahăr. Dacă avem 500 de grame de coji de lămâi și de portocale, înseamnă că vom avea 500 de grame de zahăr și 500 de mililitri de apă. Am pus la fiert apa și zahărul. Apoi vom adăuga cojile prefierte și vom lăsa să fiarbă la foc mediu până când va începe să se îngroașe și vom obține o consistență asemănătoare cu cea a mierii de albine, iar cojile de portocală vor deveni translucide. La final, punem în borcane, le capsăm și le putem folosi la diferite deserturi sau în compoziția cozonacului sau a panetonului.